Doamnelor și domnilor, suntem acum în legătură directă cu Ely Karmon, specialist în combaterea terorismului, unul dintre analiștii reputați ai Israelului. Am mai discutat cu domnul Karmon și săptămâna trecută. Bună seara, vă mulțumesc pentru că ați revenit la Antena 3 CNN. Bună seara, vă mulțumesc că mă aveți la emisiune. Domnule Ely Karmon, toată lumea discută despre temerea cea mai mare, și anume că în ofensiva militară israeliană din Gaza ar putea să aibă drept repercursiune o creștere serioasă a fundamentalismului, a extremismului, a amenințării pentru populația civilă palestiniană de acolo din Gaza, dar și în capitalele occidentale, acolo unde prezența musulmană obișnuită, normală, absolut respectabilă, este, din păcate, infiltrată de elemente de fundamentalism islamic. Acum 3 zile în Franța a fost ucis un profesor și vedem că există acest pericol. Cum ați analizat dumneavoastră această ofensivă? Când credeți că s-ar putea întâmpla și cum ar trebui să se întâmple? Noi știm din istoria terorismului jihadist că ei au avantaje când se întâmplă aceste evenimente și chiar în ultimele 2 zile Al-Qaeda și ISIS Daesh au publicat manifeste în care cer celor care sunt simpatizanți sau sunt activiști ai acestor organizații în toată lumea, nu numai Europa, se atace pe evrei și se atace Occidentul și în special Statele Unite. Pentru ei este o ocazie ca să ia avantaj de la suferința poporului palestinez, care de fapt suferă din cauza Hamasului, și în felul ăsta să tragă să organizeze atentate sau să recruteze noi tineri în rândurile lor. Am văzut, domnule Ely Karmon, faptul că ministrul de externe al Iranului s-a întâlnit în Qatar cu liderul Hamas, cu Ismail Haniyeh. Și vreau să vă întreb dacă această recunoaștere fățișă a susținerii organizației teroriste Hamas de către Iran ar putea să ducă la un război deschis între Iran și Israel. Aceste legături sunt cunoscute de ani de zile și toți politicienii și militarii toată perioada, ultimele 10 de ani, au declarat că vor să distrugă Israelul și au avut relații foarte strânse cu Hamasul. Conducătorul Hamasului au vizitat Teheran de multe ori, nu numai în Qatar, nu s-au întâlnit numai în Qatar. Și, deci, e ceva foarte clar. Eu v-am trimis un film în care Nasrallah, secretarul general al Hezbollah, recunoaște că Iranul a dat arme și Hezbollah și la Hamas toată această perioadă de 20-30 de ani și așa vedem chiar în armamentul care a fost prins la luptătorii care au fost omorâți aici. Și deci nu e ceva nou. Cred că multe țări occidentale nu sunt complet conștiente, poate, sau nu vor să vadă adevărul în față, că asta e o realitate de atâția ani și că, în mod deschis, iranianul vrea să distrugă Israelul și vedem cum acționează Hamasul ca niște hoarde de măcelinitori. Dar dacă Hamasul este doar un intermediar, ce va face Israelul în privința Iranului? Deocamdată, prima obiectivă al Israelului este să distrugă, în sfârșit, puterea militară a Hamasului în Gaza și să permită o nouă soluție. Probabil, eu cred, cel puțin de mulți ani, că asta trebuia să fie făcut încă din 2009, după ce ei au luat puterea printr-un fel de coup d'etat, un fel de revoluție împotriva Fatahului. Și chiar în 2014, când a fost o altă acțiune, Egiptul a propus un plan ca autoritatea palestineză să ia din nou controlul punctelor la frontiera cu Egiptul și cu Israelul și în a doua fază să ia controlul poliției și securității în Gaza. Dar asta nu s-a întâmplat pentru că Hamas nu vrea și apoi mulțime de ani Israelul a preferit să dea bani Hamasului și avantaje economice populației, sperând că asta îi va ține liniștiți. Dar asta a fost numai pentru ei o perioadă când au putut să se întărească din punct de vedere militar și vedem acum care sunt rezultatele. O ultimă chestiune, domnule Ely Karmon. Care este semnificația prezenței celor două grupări navale americane în estul Mediteranei, aproape de coastele Israelului? Sunt 13 nave, 2 portavioane, mai multe distrugătoare, mai multe crucișătoare americane. Cred că e clar că declarațiile, cele două declarații ale prezidentului Biden, a ministrului de externe, al ministrului afărării americane, care amândoi au venit în Israel în ultimele zile, și aceste forțe navale sunt un mesaj clar către Hezbollah și către Iran. Că dacă vor interveni, și de acum sunt incidente foarte serioase la frontiera de nord, care s-ar putea să se transforme într-adevăr într-un conflict care o să fie mult mai dureros și mult mai grav. Acum, această declarație, această decizie a președintelui Biden e făcută pentru că a recunoscut în sfârșit că dacă Statele Unite ies din Orientul Mijlociu și o permită Hezbollah și Iran să fie hegemon în această regiune, în timp ce Rusia conduce un război în Ucraina, în timp ce China încearcă să atace Taiwan, această prezență militară este un semnal că Statele Unite nu pot lăsa ca această situație să devină periculoasă nu numai pentru Israel, nu numai pentru statele arabe moderate, dar pentru tot Occident. Analistul Ely Karmon la Antena 3 CNN, mulțumim foarte mult pentru dialog.